Salutare! Numele este Liviu și, așa cum a spus Răzvan, sunt pasionat de mediu, dar mai sunt și alte pasiuni pe care le hrănesc din când în când, dintre care și designul și trainingul. Sunt două dintre pasiunile mele cărora le dedic foarte mult timp și încerc în fiecare context pe care îl am să creez fie un mediu în care oamenii să descopere lucruri sau experiențe noi pe care să le aprecieze și care într-adevăr să le fie utile, sau să fie experiențe de învățare. Și de aceea prefer, apropo de ce voi face la Buzău anul următor, să mă numesc un creator de context. Cam atât despre mine și mai mult despre subiectul pe care vom dezbate sau discuta împreună astăzi. Și anume, o să vorbim un pic despre brand. Ce înseamnă un brand, ce înseamnă branding și ce facem cu ele și cam cum ne influențează viața. O să vă propun un model, cât se poate de simplu, acea tipologie clasică în 3 pași, în care poți face minuni și o să vedeți dacă se aplică sau nu. Și o să vedem exact cum putem să facem chestia asta. Iar ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi este un exemplu. Un exemplu de branduri care au reușit, cum există și ce fac ele pe piața noastră chiar acum și cum putem să tragem niște lecții din toată această nebunie a brandurilor care ne bombardează cu informații, reclame, evenimente, pe toate mediile și în toate părți. Și atunci să începem cu brandul și brandul. Ce este un brand? Ce înseamnă pentru voi un brand? Mușchi? Ok, altceva. Ce anume? Ok, mușchi, altceva. La ce vă gândiți? O identitate. O identitate, ok. Bani. Profit. Hai să-i spunem profit, ca să fie mai prietenos. E bine, într-o definiție de dicționar, sau mai bine zis de wiki, ar fi numele, termenul, simbolul, apropo de identitate, sau oricare altă trăsătură care identifică produsul meu față de produsul sau serviciul față de produsul sau serviciul concurenței. Asta sună cam sec. Vă propun să mergem pe o altă definiție, ceva mai simplu în această seară, și anume una care rezumă totul în 2 cuvinte. Percepție și experiență. Percepția este ceea ce se întâmplă cu brandul meu înainte ca omul să-l descopere sau să-l folosească. Și experiența este ceea ce se întâmplă în timpul și după utilizare. Ok? Ce este brandingul? Americanii simt. Adaugă acel in în gând la sfârșit și obțin verbul. În traducere e puțin mai greu, dar tot cam asta înseamnă. Este procesul prin care se obține un brand. Și la capitolul discursuri și cum să le faci cât mai frumoase și utile, o mică paranteză apropo de cuvinte și limba română și limba engleză. Foarte posibil să fi auzit discursuri în care 90% din discurs, deși trebuia să fie livrat în română, conține tot felul de englezisme. Din păcate, brandul și brandingul sunt 2 cuvinte care nu pot fi traduse dintr-un motiv foarte simplu. În România nu prea există acest concept. Avem ceva care duce spre marcă, identitate, însă, cu adevărat, un cuvânt care să definească tot acest lucru nu există. Așa că le vom folosi de la sursă, și anume în engleză. Despre ce model o să vorbim? Eu l-am denumit foarte, foarte interesant, tocmai ca să fie mai ușor de ținut minte. Și anume modelul viței de vie. Vie este cheia din această joacă memotehnică, pentru că se referă la 3 aspecte. Și anume, trebuie să ai o viziune. Dacă vrei să creezi ceva, apropo de discursul realist, dacă vrei să creezi un lucru, trebuie să ai o viziune. Trebuie să știi ce vrei să faci. Și haideți să aplicăm modelul pe un discurs, pe un vorbitor. Viziunea unui vorbitor poate fi aceea să ajungă la TED, spre exemplu. Știți de TED? Vă sună cunoscut? Conferințele TED? Ok. Viziunea unui vorbitor este să ajungă la TED. Ok. Destul de clar, putem să trecem mai departe. Trecem la acel I din via noastră și anume la instrumente. Ce va folosi el pentru a ajunge acolo? De la voce, la corp, postură, instrumente tehnice, tehnologice și așa mai departe, până la cercetare, cărți,
poate și un videoclip, poate chiar cercetarea pe care o face el în, în cadrul job. Poate fi un cercetător. Foarte mulți cercetători și profesori au ajuns la TED, spre exemplu. Și asta intră, toate aceste lucruri intră la categoria instrumente. Ce instrumente va folosi pentru a ajunge, pentru a-și îndeplini viziunea. Și al treilea aspect este experiența pe care o va crea. De aceea, la început, am redus cât am putut de mult ideea unui brand, definirea unui brand. Cum se vor simți oamenii din public atunci când vorbitorul nostru, deja în cele 18 minute de faimă, va trebui să livreze discursul și va crea o experiență. Pentru că, până la urmă, tot ce facem, absolut orice lucru, chiar și discursul din acest moment, discursurile de mai devreme, tot evenimentul, este o experiență. Și lucrurile nu se termină aici, ar mai fi un lucru, de fapt două lucruri de spus. Gândiți-vă la toate aceste trei puncte ca la un circuit ciclic. Primul pas, prima direcție pe care o facem este de la viziune către instrumente și apoi către experiență. Și aici este o formă de ghidare. Viziunea pe care o am este ghidată, ghidează de fapt niște instrumente pe care le voi folosi. Și apoi instrumentele respective vor ghida, vor duce la o anumită experiență. În sens invers, este vorba de informare. Gândiți-vă la feedback. Revenim la modelul vorbitorului și al discursului. În momentul în care spui ceva, oamenii din public vor avea un feedback. La fel este și aici. Dacă stai un pic să analizezi experiența pe care ai creat-o, vei avea un feedback. Vei descoperi dacă instrumentele pe care le-ai ales au fost cele mai potrivite pentru ceea ce tu ai creat, iar apoi instrumentele îți vor spune dacă într-adevăr te-au ajutat sau nu la viziunea pe care o ai de îndeplinit și te dus la cap. Și trecem mai departe. Ai exemple de companii, de branduri, de fapt, mai bine spus, care au înțeles acest lucru și au înțeles cum pot să-și pună viziunea folosind anumite instrumente în practică. Ceea ce am să vă prezint în continuare este Best Global Brands, ultima variantă a topului, și anume topul celor mai bune branduri din lume, organizate Interbrand. Este una dintre cele mai mari companii de branding din lume. Dar există profesioniști cărora îi se spune vreau și eu un brand și vreau să se întâmple asta. Tu practic te duci cu viziunea, iar ei îți spun în realitate ceea ce tu vrei să se întâmple. Ce viziune ai tu? Chiar dacă sunt destul de mici așa, momentan. Recunoașteți măcar câteva dintre ele? Da. Nike, Samsung, Google, ok. McDonald's, ok. Nu o să vă chinui prea mult până următoarele 7 minute cât mai am din discurs. O să mergem către colțul din dreapta jos. Gândiți-vă, sunt cele mai slabe 5 branduri din acest top. Și e Ferrari printre ele. Fie vorba între noi. Ferrari e unul dintre cele mai slabe branduri. Sub John Deere. Dar, cu siguranță, atunci când vedeți aceste nume în tabel, și cu atât mai mult Ferrari printre ultimele locuri, vă vin în minte niște întrebări cum a fost realizat topul. Metodologia, pe scurt, a presupus evaluarea întregului brand, de aceea vorbesc de percepții și experiență, pentru că au mostrat totodată lucrurile tangibile, produse, servicii pe care le oferă, dar și lucrurile intangibile. Evident, au fost puse într-un obiect universal valabil, și anume dolarul, și fiecare are un preț și, evident, o creștere sau o scădere. Vreau să vă întreb ceva. Și rămânem la aceste ultime 5 locuri sau ce mai vedeți momentan. Dacă ar fi să vorbim de Mastercard, la ce percepție vă duceți cu gândul? Ce vă vine în minte când auziți Mastercard? Card, ok. Cumpărături. Un pic mai abstract. Ce promovează Mastercard în toate reclamele? Încredere. Plăți online. Plăți online, ok. Cumpărături. Mastercard de la Falerii Fidelzi, de Mastercard să le vizim. Exact. Ăsta e. Și poți face orice. Gândiți-vă că i-au înregistrat acel termen de priceless. În momentul în care faci anumite lucruri și anumite experiențe, unele poți să le cumperi, dar pentru toate celelalte există Mastercard și totul e priceless, e de neprețuit. L-au tradus în română și am văzut și în română de neprețuit cu trademark. Foarte inteligentă manevra. Harley Davidson.
libertate, călătorie, aventură, bărboși. Ok. Dar iarăși, în momentul în care te duci în magazin, nu te vei duce să-ți cumperi, să-ți cumperi libertate sau, sau, mai bine spus, tu te vei duce să-ți cumperi o motocicletă. Dar ei, de fapt, îți vând mai, mult mai mult de atât. Îți vând libertate, îți vând aventură și îți vând, dacă, țin, dacă citesc bine, posibilitatea ca un contabil să fie la 10 dimineața pe autostradă cu fletele în vânt. Asta, de fapt, înseamnă un brand și branding. A vinde ceva mai mult decât un produs. Și v-am promis că o să trecem și mai sus de atât. Ajungem în primele locuri. Ajungem în, primul, în primele 5. Și o să fiți surprinși. Te recunoașteți toate cele primele 5 branduri? Da. Bun. 4 din 5 sunt din zona IT. Un singur brand care rezistă în top de foarte mult timp e Coca-Cola. Până mai acum câteva luni, când au refăcut topul, Coca-Cola era primul. Apoi Google și apoi Apple. Acum Apple e pe primul loc, Google pe 2 și Coca-Cola pe 3. Gândiți-vă cât de interesant este să compari o companie din prisma brandului, repet, care e o umbrelă foarte mare, și să spui că McDonald's, pe exemplu, e mai bun decât Ferrari. La McDonald's îți vând sandwich-uri de 2 dolari sau de 3 lei, 6 lei, 3 lei 33. Da, cu 3 lei 33 și cu o viziune mai puternică și cu un brand sănătos, poți să bați Ferrari, care vinde mașini de zeci, sute de mii de dolari și creează un anumit statut apropo de asta. După ce am aruncat o privire de ansamblu asupra brandurilor din lume, am să vă propun ceva ce am găsit chiar astăzi, înainte să vin încoace. Mai aruncam o privire pe prezentare, o privire pe Facebook, apropo de brand, și am descoperit următoarea chestie, care mi s-a părut cât se poate de bună și care demonstrează perfect tema discursului meu. Și anume Pegas. Câți dintre voi ați auzit de Pegas? Ok, toată sala a auzit de Pegas. Câți dintre voi știți că Pegas a renăscut? Toată sala, aproape. Perfect. Bine, o clientă... E în sală, clienta, eu am luat... am luat acest comentariu la una din postările de pe Facebook a celor de la Pegas. Mulți dintre noi am crescut cu Pegas. Este mai mult decât un brand. Pentru mine reprezintă copilăria, inocența, frumusețea lucrurilor simple, legătura cu familia. Prima mea bicicletă a fost un Pegas roșu. Gândiți-vă că atunci când părinții au luat un Pegas copilei de atunci, nu s-au gândit că o să ia inocență, copilărie sau legături cu familia. Și o bicicletă. Dar toată această poveste din spatele unui brand, povestea din spatele bicicletei, lucrurile care au însemnat crearea întregului brand, sunt de fapt instrumentele acelea și punerea în aplicare unei viziuni și crearea unei experiențe pentru utilizator. Și vreau să vă rog, cât se poate de scurt, într-un minut, să vă gândiți la revenind la modelul pe care l-am împărtășit mai devreme, la care ar fi viziunea voastră, pe scurt, ce instrumente folosiți pentru a o pune în practică și ce experiență creați de fiecare dată când se întâmplă chestia asta. Pentru voi. Timp de un minut. Te rog. Poate să trecem la ceea ce faceți voi în viața de zi cu zi, la un lucru pe care îl faceți, fie la felul în care vă creați discursurile, spre exemplu, nu trebuie să fie foarte lung. Din domeniile în care profesați. Și o să înțelegeți imediat de ce v-am rugat să faceți lucrul ăsta.
Terminat? Câteva plusuri pe hârtie. Ok. Trecând la cheia discursului și la cheia întregului exercițiu, întrebarea mea pentru voi este următoare. Care este brandul tău? Gândiți-vă și cu modelul pe care tocmai l-ați creat. Gândiți-vă și la ce vreți să faceți, la ce ați făcut și la ce ați făcut deopotrivă. Și cum puteți să creați într-adevăr un lucru care să rămână, un lucru care să rămână acea moștenire, cum ar zice americanii, apropo de discuțiile mai devreme cu ce mai fac americanii, când ei vorbesc de acel legacy, acea moștenire. Prin a înțelege că fiecare dintre noi este un brand, fără a-i da conotația financiară, profitabilă, corporatistă sau cum vreți voi să o numiți, fiecare dintre noi poate fi un brand de calitate, poate să-și creeze o reputație, cum ar fi în neaușa noastră limbă, și să fie memorat pentru ceva. Domnul Sus. O să încep cu ce ați observat majoritatea dintre voi. O să încep cu slide-urile. Mi-a plăcut extrem de mult partea asta cu simbolurile grafice. Deci mi s-a părut superbă ideea de un slide, un concept de slide destul de complex, cu fiecare slide, fiecare imagine diferită, dar totuși cu o temă comună, simplu, nu a fost încărcat, dar asta e elementul cu care ne-am apucerit, partea asta cu cele trei simboluri geometrice simple și ușoare care aveau fiecare câte o structură din spirit. Deci superb. Da, putem spune un lucru foarte simplu. Putem spune că Michelangelo sculpta, Grigorescu, da? Iar Liviu Vasilescu face slide-uri. Deci felicitări pentru el, bravo! Mi-a plăcut mult interacțiunea cu audiența. A fost faină, a avut partea de slide din afară, uitați, 100 de brand-uri, recunoașteți, ceva sunt micuți, am recunoscut. A intrat, face partea cu Pegasus, a fost un fir roșu care pe toți ne-ai specialit, patulerie. Eu am timp, a intrat frate cu Pegasus într-un pom, de exemplu. Fiecare ce are legat de Pegasus. Deci, superbă partea asta. Unde mi se pare mie că complexitatea nu te-a mai ajutat atât de mult, a fost la partea de model efectiv. La viță de vie. Viziune, instrumente, experiență. Super clar, simplu. După aceea te-ai dus în partea de ghidare, de informare, mi s-a părut că l-ai complicat destul de tare și eu nu m-am mai pierdut un pic la partea aia. Iarăși, aici lăsa modelul, a intrat în alte discuții. Nu ai mai amintit, cum a spus și colega noastră, să dai un exemplu. Uite-te, la ora actuală cel mai tare brand din lume este Apple. De ce iubim Apple? Hai să care e viziunea lor, care sunt instrumentele, care este experiența pe care o creează. Ai atins un pic la Harley Davidson, a vorbit de experiență, dar nu a fost ceva concret pe modelul ăsta ca să-l exemplifici. Și după ce ai vorbit de toate lucrurile, te-ai întors, haide acum să vedem la noi, la fiecare, care răspunsul la aceste întrebări. Și sunt grele întrebări. Adică oamenii aia de care vorbești sunt plătiți cu sute de mii de euro sau milioane ca să răspundă la aceste întrebări. Și vrei într-un minut să răspundem la ele. Cam greu de făcut asta, pe de o parte. Pe de altă parte, m-a sesizat și Alina, nu a fost un exercițiu foarte clar explicat. Asta mi se pare genul de exercițiu pe care poți să faci într-un workshop de jumătate de zi și te dai o oră și lucrezi și discuți și dezbați. Într-un minut e cam greu să-l introduci. Exercițiul ai putut să-l iei din punctul meu de vedere și păstrai doar elementul de la sfârșit în care tu să fii un brand. Mi s-a părut o prezentare faină, bine structurată și a transmis un mesaj frumos, că fiecare noi este un brand. Felicitări!